Dumnezeu să fie binecuvântat, a Lui să fie slava, cinstea și gloria și fie ca momentele acestea, săptămâna aceasta, să reflectăm profund la tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Să știți că conștientizarea aceasta o vom avea completă doar când vom ajunge în cer. Nu putem încă pătrunde, nu putem, spuneau cei de la Torino care au studiat așa presupusul giulgiu al Domnului Iisus, au spus că dacă acest giulgiu aparține Domnului Iisus, remarca următoare este că persoana aceasta a fost dezbrăcată de piele. Tortura pe care a suferit-o și traumele la care a fost supus acest trup, din ce studiem și vedem noi, este că a fost dezbrăcat de piele. L-a costat mult păcatul meu și păcatul tău și a plătit scump. De aceea merită închinarea, lauda, de aceea merită recunoștința, de aceea merită ca inima noastră să fie o inimă care să aibă această frică sfântă, să nu-L mai întristăm pe Domnul. Destul L-am întristat, destul L-am împovărat. Merită-i să dăm cinstea de Tată și onoarea aceasta pe care o are de un Dumnezeu atât de bun și atât de sfânt. Am trăit o experiență, mi s-a defectat mașina cu care mă bărbieresc și a început să-mi smulgă barba. Două, trei fire mi-a smuls și știți cum am sărit? Și mi-am adus aminte de cuvântul care spune că i-au smuls barba. De aceea aș vrea să avem, nu numai perioada aceasta, ci ori de câte ori ne apropiem de Dumnezeu, această reverență, această adorare, această închinare, acest respect profund înaintea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui, binecuvântat să fie mielul lui Dumnezeu, binecuvântată să fie jertfa Lui, binecuvântat să fie sângele Lui, înălțat în veci de veci, onoare, slavă, cinste, glorie lui Iisus în vecii vecilor. Te binecuvântăm, Doamne, și îți mulțumim că ai venit în lume pentru noi. Ne-ai răscumpărat și ne-ai scos pe fiecare, Doamne, și ne-ai adus în prezența Tatălui. Cinste ție, glorie ție, mărit să fie numele Tău. Ești vrednic să porți slava, cinstea și gloria. Ești vrednic să împărățești. De aceea noi te binecuvântăm, Doamne. Ne-am strâns să te onorăm și să te cinstim. Vrednic. Binecuvântat și glorificat să fie numele Tău. Amin. În seara aceasta, în scurte cuvinte, aș vrea să vă depun o mărturie a modului cum lucrează Dumnezeu. Și mărturia aceasta are un singur scop. Să ne încredem în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează extraordinar de frumos, are o putere și cuvântul Lui este adevărat, să știți. Psalmul 50 cu 15 spune, cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi și tu? Aleluia! Aceasta este mărturia pe care vreau să vi-o aduc astăzi înaintea dumneavoastră, așa cum știți, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu susținerea dumneavoastră. Ne-am angajat ca lunar să mergem la frații noștri din Ucraina. Situația acolo este mult, mult mai grea și mai gravă decât știm și cunoaștem noi. Suferințele, luptele, lipsurile sunt mult, mult mai mari decât le știm noi sau le închipuim noi. De aceea Dumnezeu să ne ajute, să ne putem arăta dragostea și loialitatea față de frații noștri, față de aceste biserici care au rămas acolo ca niște lumini în întuneric beznă. Și să știți că fac o lucrare extraordinară în mijlocul acestor tensiuni, acestor freamăte. Îmi aduc aminte când am intrat în Odessa, Dumnezeu cumva ne-a dat trecere înaintea autorităților și din Republica Moldova și din Ucraina și cumva ne-au trimis o escortă militară. Am trecut prin 5 sau 6 filtre militare, orașul cumva, Odessa este închis sau aproape închis, nu mai intră și nu mai este oricine pentru că situația se pare că devine din ce în ce mai tensionată pentru ei și după ce treci prin aceste traume, cel puțin la nivelul vizual, când am intrat în biserică, toți am avut același sentiment de
pace și liniște. Parcă am intrat în altă lume. Parcă am intrat într-o altă atmosferă. Și îl întrebam, zic, dar simt o pace extraordinară. Zic, și eu. Aleluia! Dumnezeu are cetăți de scăpare. Marți, undeva pe la ora 3, frații din Odessa mi-au scris, frate Cornel, toate pachetele pe care ni le-ați adus, în jur de 3.000, noi le-am distribuit și nu mai avem niciun pachet. Eu i-am spus, frate Serghei, după calculele noastre, noi vom veni tocmai pe 30, adică săptămâna cealaltă. Așa că nu aveți decât un singur lucru. Haideți să ne rugăm! Dumnezeu trebuie să facă ceva financiar. Noi nu mai avem bani, suntem la dispoziția lui Dumnezeu, dar resursele sunt ale Lui. Asta se întâmpla undeva în jur de ora 3. În jur de ora 11 noaptea. Mă sună un număr necunoscut. De obicei nu răspund neștiind cine e, fiind și ora târzie, dar parcă îndemnat am răspuns. O voce în engleză se recomandă cine este, îmi spune numele, spune prin cine are numele meu și mă roagă dacă pot să-i acord 5 minute. Și am spus, da, vă ascult. A spus, sunt un oficial, nu am să-i dau numele, din Parlamentul suedez și am auzit de voi, am auzit ce faceți și vreau să vă cunosc mai mult proiectul pe care îl îndepliniți. Eu am spus, sigur, cu mare plăcere, despre ce este vorba. Și el mi-a spus, am o sumă de bani, undeva la 10.000 de euro, pe care vreau să-i folosesc pentru acești oameni. Eu am început să-i spun, slavă Domnului, glorie Domnului, Dumnezeu a răspuns la rugăciune. Și cum sunt eu așa, o moară, nu sunt stricată, o moară bună. O moară bună! Să vă spun ce s-a întâmplat astăzi la ora 3. Mi-au scris frații că nu mai au pachete, alimente. Și dumneavoastră sunteți un răspuns la Dumnezeu. Și el zice, stai. Zic eu, da. Eu sunt ateu. Zic, slavă Domnului că aveți o inimă bună! Zice, vreau să ne întâlnim mâine dimineață. Te pot suna din nou? Zic, cum să nu? Cu drag. Am sunat câteva persoane în jurul meu entuziasmat, zic, cred că Dumnezeu face o lucrare extraordinar de mare, dar nu vreau să spun nimic până nu se concretizează. A trecut 9, a trecut 10, știți cum stăteam pe telefon? Deci nu știu dacă am mai stat vreodată să aștept un telefon așa, poate înainte să mă căsătoresc cu Crina. Deci mă uitam la telefon din clipă în clipă, zic, n-am numărul lui, că îl mai stresam, îl luam așa pe ocolite, știți, sunt într-o situație și aș vrea să organizăm, dar n-aveam număr, n-aveam nimic, zic, Doamne, cum dau de el, cum... Am început să mă rog, zic, Doamne, dacă e voia Ta și planul Tău, fă să meargă lucrurile mai departe. Tu știi frații noștri de acolo, tu știi că ei stau și așteaptă mâna Ta, te rog, lucrează. Nu a trecut 10-15 minute, mă sună și a cerut scuze că am întârziat, el era în niște ședințe online cu întâlnirile pe care le avea deja programate, am fixat o oră, vă mărturisesc că de emoție am fixat o oră inconștient. Era 11 jumate și am zis că la ora 12 ne vedem în centrul orașului și eu eram undeva în Pantelimon. Când m-am uitat la ceas, zic, Doamne, acum am nevoie de ajutorul Tău, fă-mă rachetă, nu știu cum. Am stat, mi-am făcut calculele, zic, n-ajung cu mașina, m-am dus repede de la o gură de metrou, am alergat, am ajuns undeva la și un sfert, acum am ajuns în locația unde dânsul m-a chemat, dar iar neavând telefonul lui, nu știam cum să dau de el. Zic, Doamne, ce fac? Am așteptat, într-un final am luat legătura din nou cu el, ne-am întâlnit pe stradă, sora Cami este martor, l-am sunat și pe Vali, l-am sunat și pe fratele Florin și pe Alin, pe cine n-am sunat, veniți cu mine, veniți. Nu că aș fi avut emoții, dar am zis, nu sunt un tânăr, sau poate că sunt un tânăr, am 43 de ani, să zic că mă mai încadrez, sunt la limită. Dar încă am o față de copil și n-aș vrea omul ăsta să se uite la mine să spună, puștanul ăsta a venit să vorbească cu mine despre... Și am mers cu sora Cami, amândoi ne-am rugat, Doamne, lucrează. Ne-am așezat la o ceainărie,
I-am povestit cine suntem, i-am arătat un clip pe care Dani l-a făcut, Domnul să-l binecuvinteze, și următoarea întrebare a fost asta. Există locația aceasta și există tirul acesta? Și am zis da, pot să le văd acum. Și am zis da. I-am spus fratelui Florin, am luat mașina, am venit aici, am deschis biserica, am văzut-o, a văzut tirul și a zis bun, acum haideți să începem la treabă. Ai timp acum să mergem să facem cumpărături? Zic, păi eu mă așteptam să facem planul, schițe. Nu, acum vreau. Dumnezeu să fie binecuvântat. Miercuri și joi am făcut cumpărăturile. Undeva la 11.000 de euro. Vineri, cu o mână de tineri, aproape că nici nu ne-am așteptat, fiind zi de lucru, am făcut 1.300 de pachete. Sâmbătă dimineața, eram deja pe drum. Binecuvântat și preamărit să fie numele lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că am avut inima strânsă. Zic, e a tău. Dumnezeu l-a trimis în mâinile noastre. Putea să se ducă la atât de multe organizații care fac același lucru ca și noi. Dumnezeu l-a trimis aici cu un scop. Și cred că acest scop este mântuirea sufletului lui. Încetul cu încetul am cunoscut despre el. Am aflat un pic trecutului, am aflat un pic tristețea profundă în care se găsea, am aflat întrebările lui care nu-și găseau răspunsuri, am aflat multe lucruri despre el. Și acum știți cum e, când e pe teritoriul nostru, e pe teritoriul nostru. Să mergi 12 ore, ce credeți că am ascultat? Muzică creștină în engleză! Aleluia! Zic, Doamne, sparge-i Tu cu ciocanelul inima, încetul cu încetul, ca să intre cuvântul Tău. Și mărturisea o tânără că la un moment dat, pentru că discuțiile s-au oprins în mașină, cum sunt tinerii pe drum lung, a sesizat că la un moment dat a dat volumul mai tare la o melodie care se intitula Aleluia. Și ne-am dat seama că Dumnezeu a început să lucreze în inima lui. Și cred din toată inima că Dumnezeu și-a proslăvit numele. Așa cum vă spuneam, am trecut foarte repede vămile, am ajuns în purcare, acolo a trebuit să dormim o noapte. Drumul durează undeva între 10 și 12 ore, am plecat la ora 6 dimineața de aici și am ajuns undeva, cred că pe la ora 7 jumătate în purcare, am dormit. Dimineața ne-am trezit undeva pe la ora 6 dimineața și am plecat spre Odessa. Vreau să vă spun că nu suntem inconștienți. Cunoștințele sau relațiile pe care Dumnezeu ne-a ajutat să le avem cu oameni foarte înalți în structura militară, în structura autoritățile din Ucraina, ei ne anunță când putem intra, când nu putem intra. Au fost convoaie care ne-au oprit la graniță și au zis este prea riscant să intrați, rămâneți aici și faceți aici transferul din tirul vostru spre mașinile lor. De aceea noi avem această încredințare că Dumnezeu ne păzește și rugăciunea mea a fost următoare. Am zis, Doamne, acesta e legământul meu cu Tine. Eu merg oriunde mă trimiți Tu. Vreau să fii cu mine. Și când Tu îmi deschizi o ușă, eu știu că ești cu mine. Dacă Tu mi-ai închis o ușă, nu forțez ușa, pentru că știu că Tu îmi spui, nu treci mai departe. De aceea vreau să vă mărturisesc că intrarea noastră acolo a fost o bucurie enorm de mare pentru biserică. Se bucurau ca niște copii mici. Ne-au luat în brațe, ne-au pupat. Vreau să facem o poză cu voi. Vă mulțumim. Ne-au întrebat biserica, cum e biserica voastră? Zic, e mare. Zic, aleluia. N-am greșit, am zis cea mai mare din București. Și am zis-o și cea mai influentă din România. Aleluia. Domnul să o facă și mai influentă. Unde viață, se mișcă lucrurile. S-au bucurat, ne-au mulțumit. Vă mărturisesc că suntem singurii care susținem zona aceea. Sunt zone unde este foarte ușor de intrat în Ucraina și se duc foarte multe lucruri, dar în zonele acestea este o zonă foarte greu de pătruns și foarte greu accesibilă și ne spuneau, sunteți singurii care ne aduceți ajutoarele acestea.
Ei sunt organizați în felul următor, ei au legătură directă și ei, pentru că au, cumva prin ei am căpătat această trecere în fața autorităților, ei au niște permise speciale pentru a intra în zonele afectate de război grav, unde sunt încă sub controlul armatei Ucraine. Deci ei se duc în zonele unde sunt izolați oameni care nu mai au, nu mai mâncare, apă. Și stau închiși în casă, noi mai discutăm și fratele Florin și slujitorii sunt martori, că trimitem filmulețele acestea, copii care nu mai au părinți și practic sunt adunați în casele, case de pământ, case, cum să vă spun eu, nu mai au nimic și ei așteaptă ajutorul nostru, așteaptă pâinea trimisă de Dumnezeu prin îngerii lui. Și bisericile acestea sunt organizate extraordinar. Ele merg și își riscă viața chiar asupra unei mașini, ne spunea fratele acesta, s-a tras. Și Dumnezeu i-a păzit și nu s-a oprit. Și merg în continuare atât timp cât se va putea intra în zonele cele. De aceea aș vrea să păstrăm inima aceasta deschisă pentru frații noștri de acolo. Vă asigur, și așa cum vă spunea și Alin, toate lucrurile pe care noi le ducem acolo, suntem foarte atenți și le monitorizăm foarte atenți. Și oamenii aceștia sunt foarte responsabili. De aceea aș vrea să-i dau slavă, glorie lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, să mulțumesc păstorilor noștri, slujitorilor care ne susțin. Spunea fratele Florică, Cornele, cum ai scris? Eu sunt pe genunchi. Eu nu pot veni cu tine. Dar cum ai scris că ai plecat? Eu pun genunchii jos și stau în spatele tău, în spărtură, în rugăciune. Aleluia! Ca să biruie Iosua, trebuie să-și ridice Moise mâinile. Împreună, frații mei, lucrăm. Poate marea majoritate din dumneavoastră nu puteți să mergeți împreună cu noi. Poate nu aveți condiția fizică, poate nu aveți disponibilitate sau poate nu aveți puterea aceasta. Dar ne puteți ajuta în rugăciune, aleluia! Ne puteți susține în rugăciune. Doamne, au plecat mesagerii tăi, Doamne. Te rog să-i însoțești și să-i folosești. Ne spuneau biserica și aș vrea să facem lucrul acesta. Am vorbit cu fratele Florin și sper să putem face următorul transport. Noi ne-am gândit undeva pe 16 mai, dacă Dumnezeu ne ajută să-l ducem următorul. Ne-au cerut Biblii, Noul Testament în Ucraina. Au spus, fraților, nu mai avem. Țara aceasta e blocată, nu mai avem. Și spuneau ei, strategia noastră de evangelizare este că luăm Noul Testamentele. Și toți membrii din biserică au în sarcină să sublinieze un verset. Și zice, subliniem versetele cele mai importante. Ioan 3:16, pe totul în Hristos care mă întărește, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Și oamenii sunt întăriți, sunt zidiți, sunt aproape de Dumnezeu. Noi am vorbit deja cu Liga Bibliei care tipărește deja Noul Testament și materiale în limba ucraineană pentru Ucraina. De aceea, Dumnezeu să fie binecuvântat. Îi dau slavă, cinste și glorie că sunt împreună cu dumneavoastră lucrător. Și este o mare cinste. Să știți că răsplata este a tuturora. Toți suntem parte din această lucrare. Eu n-aș putea, vă mărturisesc la câte piedici avem. Și poate o să avem odată timp să vă mărturisim la câte obstacole, la cât se luptă diavolul cu noi, la cât caută să găsească o fereastră să ne tragă, să ne oprească, să facă ceva. Fără rugăciune, fără sprijin, noi facem o lucrare spirituală. Noi nu suntem un ONG, noi nu facem acte caritabile, deși în fața oamenilor pot părea. Noi ducem Evanghelia, aleluia! Și Evanghelia aceasta e însoțită de pâine. De aceea Dumnezeu să fie binecuvântat, dumneavoastră să fiți întăriți și zidiți și haideți împreună să fim credincioși, să fim loiali și fideli cu frații noștri. Au nevoie de noi și noi putem fi mâna și piciorul lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Și aș vrea să închei, să vă citesc ce a scris omul acesta la finalul acestei călătorii. Gândurile lui despre drumul acesta. Și vă rog să vă rugați pentru el. Stau pe aeroportul din București și reflectând la starea lucrurilor, e tradus cu Google Translate, s-ar putea
unele fraze să nu aibă chiar așa logică. Lacrimile curg și vezi cum te privesc alții. Probabil au mai multe întrebări decât răspunsuri, frustrant în felul meu. A fost o perioadă plictisitoare în viața mea pe mai multe planuri. Ce? O las acolo. Nu pot decât să observ că există multe lucruri în viață care nu sunt raționale. După ce am petrecut o săptămână cu acești misionari creștini, el scrie lucrul acesta. Încă sunt o știre ce se pot îndrepta oricând spre Dumnezeul lor și fie primesc explicații, fie primesc mângâiere, mai greu pentru un ateu. Călătoria a decurs destul de bine. O durere groaznică, el instantaneu, și ne-am rugat pentru asta, l-a luat o durere de spate, de nu se mai putea mișca. Domnul să-l mustre pe diavolul. De nu m-a mai putut ridica din cauza și condusului și stresului. Nu știu de câte ori am fost întrebat de ce fac ceea ce fac. Toată lumea crede că am cel puțin două șuruburi pierdute. Aici vorbesc de prietenii lui. Răspunsul este sincer. Nu știu. Poate din cauza bagajului meu, poate din cauza principiilor, poate din cauza voinței de a lăsa abstractul și a face ceva practic. Ar putea fi o evadare, un mod de a te împăca cu tine însuți. Ceva bun decât un fel de satisfacție, ceva bun, un fel de satisfacție personală și poate un strop de ajutor în oceanul acestei călătorii, cel puțin un strop într-un ocean. Acum sunt puțin, mă recunosc, destul cu oboseala. El spune aici alegerea fotografiei, dar am rămas așa. Aceasta este cel mai bun lucru pe care îl știu. Măr de rodie, spune el. Drumul spre inima mea este prin acest fruct și eu cred că este un fruct al credinței. Când vă aduceți aminte, nu pot să vă spun, e privat. Rugați-vă pentru politicianul suedez care a mers cu noi și Domnul știe. Eu cred că îl curtează. Eu cred că Dumnezeu îi frământă. Eu cred că a plecat de aici zdrobit într-un fel. Și eu cred că se va întoarce. Sper să vină și la biserică. Oricum, o întâlnire cu fratele Florin o are programată. I-am zis, a zis că vrea să-l cunosc. Domnul să lucreze. Dumnezeu să fie binecuvântat. A lui să fie slava, cinstea și gloria. A noastră să fie smerenie, ascultarea și pocăința în veci. Amin.